Urmează o triplă, dacă pot să spun așa, într-o săptămână, pentru că jucăm, știți foarte bine, duminică, joi și luni. O triplă foarte grea, dar ca întotdeauna nu-mi fac planul pe astăzi pentru cele trei jocuri, ci mă gândesc strict la jocul de duminică contra Craiovei. Un joc foarte greu, un joc în care punctele sunt foarte importante. Venim după o pauză de 2 săptămâni cauzată de jocul echipei naționale. Eu consider că ne-am pregătit foarte bine, deși n-am avut un joc amical, am făcut niște antrenamente intense, jucătorii au răspuns foarte bine la tot ceea ce le-am cerut. Sigur, și mergem încrezători, cum am spus, concentrându-ne pe primul joc, care este foarte important. Nu fac o comparație între primul joc și al doilea, mă refer la jocurile de la Craiova, pentru că sunt jocuri total diferite. Punctele sunt foarte importante, calificarea e foarte importantă în Cupa României, așa că noi tratăm jocurile, ambele jocuri, la capacitate maximă. Craiova, pe care o întâlniți duminică, este singura echipă pe care ați bătut-o de 2 ori în acest campionat. Este al 3-lea joc, joc cu o miză foarte mare, cum am spus, în play-out. Fiecare punct este important, așa că știu că avem în față o echipă cu jucători valoroși, o echipă foarte, eu știu, euforică de a-și obține puncte pe teren propriu, dar, cum am spus, suntem pregătiți de orice provocare, de orice lucru care ni se va ivi. Mai ales jocul propriu-zis, care trebuie să fie tratat de băieții noștri foarte serios, foarte implicați, așa cum am fost până acum. Credeți că după ce i-ați bătut de 2 ori v-au citit acum? Nu știu dacă este vorba de citit sau de studiat. Fiecare antrenor își pregătește jocurile cum crede cuvință. Și eu știu foarte bine echipa Craiovei, așa că totul depinde de cei 11 plus cei 5 care vor intra în teren, depinde totul de ei. Craiova într-o situație dificilă, sunt vitale pentru ei aceste puncte. Și pentru noi sunt la fel de vitale, mult mai vitale poate, pentru că am avut un obiectiv care, sigur, nu l-am îndeplinit, aceea de a juca în play-off. Nu mai vreau să mă gândesc sau nu mai trez în trecut, trez prezentul și următoarele 8 jocuri, care sunt un campionat foarte important, de plus Cupa României. Aceste 8 jocuri, nu, pentru toate echipele care sunt în play-off, sunt vitale. Pentru absolut toate echipele. L-ați avut pe Bodișteanu la lot, cu evoluții excelente și gol marcat. Bodișteanu, cel care a marcat singurele lui goluri din acest sezon împotriva Craiovei. Vă așteptați și la acest meci din partea lui la o evoluție foarte bună? Sigur, mă aștept, dar în primul rând Bodișteanu, de când a venit, am făcut apel să revină cu picioarele pe pământ, pentru că sunt alte jocuri. Una echipa națională și îl felicităm pentru ceea ce a făcut, alta echipa de club. Sigur, dacă mă întrebați pe mine, Bodișteanu putea, la calitățile lui, putea și mai mult să facă pentru echipa națională în cele 2 jocuri, așa cum face la Oțelul Galați. Cum a spus și mai înainte foarte bine, am mâncat 2 goluri din contra celor adversarii noștri de duminică. Așa sper că, dacă va evolua, să fie într-o dispoziție bună de joc și asta le cer la tuturor. Vreau un joc colectiv, al echipei noastre, un joc agresiv, un joc cu implicare totală. Implicare totală. Nu veți menaja pe nimeni pentru meciul de joi? Nu, nu. Sau am auzit foarte multe zvonuri că menajezi jucători. Nu, absolut. N-am făcut de când sunt antrenor, n-am menajat niciun jucător, mai ales pentru că respect ambele competiții, atât campionatul cât și Cupa României. Trebuie respectate la fel și n-am niciun motiv ca să menajez pe cineva, pentru că am un lot foarte valoros, deși am câteva, eu știu, mici probleme medicale, nu știu până la ora jocului care este situația lor.